Guvernul informează că, dintr-o eroare tehnică, în comunicatul transmis după ședința de miercuri, a fost anunțat că toate proiectele prezentate în ședință au primit aviz favorabil, deși printre cele 37 puncte de vedere referitoare la unele proiecte legislative au fost și unele cu aviz nefavorabil. Astfel, guvernul a emis un comunicat de presă la ora 16:42 privind actele normative incluse pe agenda ședinței executivului, în care era precizat clar că a primit aviz favorabil modificarea legii 286 din 2009 privind codul penal, referitor la noi pedepse pentru cetățenii care dezvăluie informații din dosarele penale. Comunicatul a stârnit în spațiul public reacții extrem de dure, mai mulți jurnaliști exprimându-și punctul de vedere conform căruia este o îngrădire a libertății presei care afectează în special jurnaliștii de investigații. În consecință, la mai puțin de 6 ore, mai precis la ora 22:18, guvernul a emis un nou comunicat în care se preciza că propunerea legislativă inițiată de senatorul PSD Șerban Nicolae de a modifica legea a primit aviz nefavorabil. Manualele noi nu sunt gata, deoarece numărul de comenzi este mai mare cu mult față de numărul de elevi. Deși comenzile primite de la inspectoratele școlare din țară au fost deja centralizate, listele pentru editori, care i-ar informa câte manuale trebuie să tipărească, nu sunt încă gata, deoarece inspectorii școlari au constatat că numărul de manuale comandate este mai mare decât numărul total al elevilor din clasele 1 și a 2. Așadar, Ministerul Educației a decis refacerea listelor cu comenzile de manuale noi pentru clasele 1 și a 2, înainte de a trimite comenzile finale editorilor. Deși nu au precizat cifre exacte, editorii spun că e vorba de mii, chiar zeci de mii de manuale comandate în plus, în special la matematică. Aproape 2700 de persoane din județ au intrat în șomaj în luna septembrie, dintre care 256 provin din disponibilizările curente de personal. Potrivit AJOFM Hunedoara, în județul nostru sunt înregistrate în șomaj peste 10500 de persoane, cei mai mulți în jur de 1300, înregistrându-se în municipiul Petroșani. Pe locurile 2 și 3, la o diferență foarte mică, sunt alte două mari municipii din județ, Hunedoara și Deva. Bărbații predomină în statisticile referitoare la șomaj, aproape 5500 de hunedoreni fiind în prezent fără un loc de muncă. Pe de altă parte, peste 1500 de persoane au reușit să se încadreze în muncă în cursul lunii trecute, rata șomajului în județ fiind în luna septembrie de 5,43%. Jurnaliștii din Valea Jiului scriu că nici în campanie promisiunile nu sunt onorate, dovadă stând faptul că a expirat termenul asigurator dat de ministrul Rovana Plumb la Petroșani. În urmă cu circa 2 săptămâni, la Petroșani, Rovana Plumb dădea asigurări că angajații Complexului Energetic Hunedoara își vor primi primele de vacanță în data de 28 octombrie. Termenul dat de ministrul Muncii a trecut fără ca angajații Complexului să fie intrat în posesia banilor de concediu, prevăzuți de altfel în contractul colectiv de muncă. Sute de angajați ai CEH au fost în concediu, însă nu au beneficiat și de primele aferente. Reprezentanții sindicatului Muntele spun că vor acționa conducerea complexului în judecată pentru abuz în serviciu, pentru că a creat nenumărate nemulțumiri și presiuni în rândul angajaților prin decizia de a nu plăti primele de concediu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, elevii din învățământul primar și preșcolarii vor intra de vineri, după terminarea cursurilor, în vacanță pentru o săptămână, urmând să se întoarcă la cursuri pe 10 noiembrie. Următoarea vacanță pentru toți elevii va începe pe 20 decembrie și se va încheia pe 4 ianuarie 2015. Tezele din semestrul întâi al anului școlar 2014-2015 se susțin de regulă până la data de 19 decembrie.